Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft cu Cătălin. Salutare. Oh, bine, am vrut să te împing eu, dar mai bine că te-ai aruncat căzut. Singur. Vreau să fac This is Sparta și să dau cu tine de pământ. Hai că dai cu mine de pământ. Astăzi o să facem ca de obicei o vânătoare de obiecte și obiectele sunt următoarele: un emerald, 3 tipuri diferite de frunză care de fapt erau 4. Nu, 3, ba da, 4. Nu știu de ce am scris-o 3. Ce ai scris 3, mă, dacă-s 4? 4 tipuri de frunze, o sticlă cu miere, un pleasure plate de gold și o cărămidă. Bă, o să fie un picuț mai complicat de data asta. Așa că... E distractiv. Lama asta o să ne țină noroc. Ția că am noroc de la lama, tu n-ai. Nu știu ce să zic de tine, dar eu am fugit deja și mie îmi place vânătoarea de obiecte, mai ales de la ultimul episod când te-am distrus. Eu de când am început filmarea caut obiecte. Și eu credeam că i-am luat înainte. Da, e că mi-ai luat-o dacă e. N-am mai dat un star, n-am mai nimic. Bă, dar hai înapoi să dai startul, bă. Da, ui acum. Păi da, hai că te aștept. Ok, deja m-am apucat să caut obiectele. Nu uitați, dați un like acestui episod să strângem 143 de ligiane, ori 2, adică 300. Ori 2? Adică 300. Mă așteptam să mă corectezi. Da, de ce să te corectezi? Că mi se pare o matematică foarte corectă. A, bine, mersi. Am și o susținere, bă. Eu am la mine niște chestii, numai că nu o să mă folosesc de ele, mi-a fost lene să mi le mai las acasă. Ce să zică și el în apărarea lui acum? Am dovadă pe video, copile. Mamă, avem doar mâncărică o putem folosi, că e nasolică să murim. Rică, mamă, câte carcacatițe de astea. Iară, mă, ești plin de carcacatițe, că m-am uitat și pe episodul trecut la tine. Ai văzut faza? Erai full de carcacatițe, dar să te uiți la mine să vezi că mă atacau zombie. Nu lasă, că tu ești tare, cică. Nu las. Păi da, bă, vezi că e o sursă, iar vin cu armură și cu toate chestiile alea blană. Bă, chiar te să căutăm miere și normal urși bruni se hrănesc cu miere. Păi de ce crezi că am spus miere? Mamă, mai o găsesc prima. Bă, că bine. Ok, nu mi-a stricat un pickaxe sau ceva, nu, mai întâi sticker line-a, bineînțeles. Întotdeauna uit de sticker line-a, după aia un pickaxe pe care... Bă, dar putem face, bă. Pickaxe. Am nevoie de asta, coble, mă duc acolo să iau niște coble, am nevoie, mamă, ne trebuie grămadă de chestii, cred că o să dureze episodul ăsta mai mult decât celălalt. Păi nu o să dureze, frate, stai liniște că te bat imediat. Nu mă bați imediat, pentru că ești prea paletă și o să te distrug. Am mai auzit asta. Ok, am găsit niște coal, dar din fericire, de fapt, bă, nu ia să iau eu niște coal, că prăjim mai repede la furnal, nu ne mai consumăm lemnul. Lemnul. Da. N-are nimic de zis în apărarea lui copilul. Lemnul? Ce să zic, mă, frate? Copile! Dar nu-i nevoie să zic nimic, pentru că știu că o să te distrug. Ok, îmi trebuie un furnal. Nu o să zic de ce. Da, o bravo. Dau din casă. El nu zice, de parcă nu știu că vrea să-și facă ori cărămidă, ori sticlă. Da, sigur că da! Mă așteptam să nu știi. Bă, păi eu din contră, eu făceam liniște în speranța că nu o să știi tu. Da, mai du-te, mă. Ok, deci facem un furnal. Nu mai știu ce am vrut să zic, am vrut să zic ceva, dar... Era o minciună! Te-am prins. Probabil, se poate. Sticlă, asta e, pești, mai trebuie, bă, mai vin pești la mine, mă, pești. A, da, o să jucăm cu Time Set Day, că n-are sens să stăm cu noapte, că nu ne trebuie nimic pe timp de noapte. Pe sub apă, pești. Sigur că da, sigur că da. Nici un pickaxe, de fapt, nu m-ar deranja mai bun. Pești, okay, pam. Pe sub apă, pești în apă. Supru că am auzit ceva, cred că am luat o razna. Dar chiar ai luat o razna. Okay. Oh, hai să fac și un furnal. În părere de rău te anunț că deja am primul obiect. Stai liniștit. Stau liniștit? Cam cât de liniștit? Foarte liniștit, pentru că acum sapă groapă, îmi fac furnalul și pun și o să mi se facă cărămida. Nu știu cum să zic, dar urmează... stai că nu e al doilea obiect, oho. Stai un pic, la sticle ne trebuie să găsim miere. Bă, sticla cel mai ușor de găsit, mierea e problemă. Ce emerald, taualele, o să dureze clipul de azi. Sincer, eu mă aștept să dureze o oră. Bă, păreri? Știi care e faza dubioasă? Sper să te uiți la mine pe episod. Tocmai am o caracatiță blocată în față, care nu face nimic. Păi și? Eu acasă. O rămas blocată pe mal? Băi, creepy! Uite, m-a dat din craci. Eu mă acasă, n-auzi. Aoleu, vine la mine. Deci... Problema e că am nevoie de niște iron și nu știu unde găsesc eu niște iron. Hmm. Bă, mă joc Minecraft de atâta timp, încă nu am nici cea mai vagă idee. La ce nivel maxim se poate găsi iron? Dar nu știu dacă are importanță. De exemplu, să mă uit pe munte. Oare am vreo șansă să găsesc iron pe munte? Da. În orice peșteră se găsește iron.
Păi da, dar gen pe munte unde e și zăpa. Opa! Opa, opa! Penelope. Ce credeți că are ofițial, nu? Bă, ce dai mă în mine, mă? Nu mă, stai. Uai, ce bucată. Deci nu, 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 tu nu. Care e greșeală? Ce greșeală fac? O greșeală fatală. Bă, m-am bucurat degeaba, aparent. Bă, mai sunteți, mă, mulți, mă? Mamă, îmi trebuie mult dirt, știu ce fac, numai că îmi trebuie foarte mult dirt, din păcate. Da, de fapt, nu a fost. Sau nu, mai degrabă iau lemn, bă, mai repede fac un lemn, nu? Nu pot să zic ce fac, copile. Nu-i problemă, frate, că tocmai am bubuit un creeper și mi-a dat full iron. O spart, adică? O spart acolo și mi-a descoperit o grămadă de iron. Ah, bă, dar chiar îmi trebuie iron și mie. Deci pot să zic chiar îmi fac arm. Bă, dar mai sunteți, mă, mulți, mă? Da, mă, suntem. Hai, ce ghinion n-am, dar în fine, trecem noi peste. Vreau să fac așa. Opa, nu mai trebuie să fac chestia asta? Sau? Ce faci? Ba da, bă, ce țeacă îmi dau ăștia, mă. Da, bineînțeles că eu, bă, dar nu știu de ce stâng atâta aia. Ce care-i țeaca de care mă tot plâng? Hm. Am găsit stup de albine, dar nu are miere în el. Și tot aștept să se duc o găină, o de-asta o albină. Am găsit stup de albină și aștept să duc o găină să facă miere. Doamne. Bă, dar nu se duce, mă. Bă, deci sincer, pot să știu și eu ce ai mâncat? Dar de ce, bă, că am găsit ăsta și nimic. Îmi zice cineva pe live aici să pun campfire la stup, dar nu că eu sunt mare viteaz și n-am nevoie. Am auzit de tine. Opa, adică gen o să iau mierea fără să pun campfire pentru că am tupeu. O să fug bine, bineînțeles. Tupeu de poetă. Da, dacă ar și merge. Bun, a intrat albina cu miere și tot nu văd miere. Bă, dar care-i bafta ta să găsești tupu, mă, că le-ați greu de găsit. Mă enervezi acum. Oh, am un arc. Hai, bă, dar când își lasă mierea, bă, că mă enervează, m-a pus să sape aici. Sapă groapă, sapă groapă. Panda mea. Bă, nu-i miere deloc, mă. Ok, mă duc să caut iron până una alta, că nu se poate. Uite, bă, intră și abonații pe server, abonațiile. Abonațiile! Aud asta, albina, am văzut să zic, aud mierea. Vine mierea. Vine mierea după tine. O să mai aștept acolo la stup. Interesting. Până una alta caut și niște iron. Mai găsim câteva obiecte, nu-mi permit să stau degeaba. Nu-mi permite religia. Bă, dar religios? Acest strată-s, mă, la 5-7, o lume, am doar de o mes. Cărămidă trebuie? Ce? Doar o cărămidă trebuie sau un bloc întreg? Cărămidă barosane. Ah, atunci nu are. Cărămidă, cărămidă. E distractiv. Hm. Opa, am găsit ceva peșteră. Peștină. Ia să vedem și pe aici. Au, niște iron, frumos, domne, frumos. Ce să faci, frate, cu iron? Place iron, nu? Opa, fix cât trebuie. De fapt, nu știu cât îmi trebuie. Stai să mai văd odată obiectele. Deci îmi trebuie doar pentru foarfecă și... Aoleu, și ne trebuie goldean. Aoleu. Am uitat de gold, dar nu-i nimic, că mi-am făcut un alt oricum. Nu-i niște gold pe aici, ia să vedem. Mamă, dar mi-e frică să nu mă pierd, bă. Mama, am găsit o mină din asta blană rău, dar mi-e frică să nu mă pierd. Să mă pierd, mai mult ca sigur. Hai să-mi iau niște iron. Ta, ce ciudă mi. Deci fac pără pe ce vrei că o să mă pierd, mă, în mina asta, mă. Bă, și o să pierd cum se face sticla? Aolo, 3 scheletonți. Cum se face sticla? Ah, nu pot să Nu, o să mor, Nu pot să cred că n-aveam nicio sticlă pe lumea asta, tu-ți dai seama? Vai de capul meu unde am ajuns, hai că mai ies eu de aici întreg. Nu, acum creeper. Boom. Nu, ok. O băbui lângă mine, dar nu m-a omorât. Dă-i de capul meu ce se întâmplă, frate! Bă, cât scheletonți de ăștia îs! Ok. Weather clear. Mamă, dar dă de mine, o să mor, Mori! Mamă, dacă mi-ai dădea o bucată, muream. Nu cred că scap viu de aici, îmi pare rău despre mine. Miu? Nu o să scap viu cu toți scheletonții ăștia pe aici. Tai de capul meu ce panică mi-am luat. Vezi, asta okay, e problema ta, frate. Eu îmi fac tot timpul și o armurică acolo, cât de slabă, dar să fie. Dar pleacă, mă, de aici, ce am eu față de armură. E șecas. Bă. Descurcă o vițianu fără armură. Mi-am dat seama de ceva nasol.
Time set today. Ce mă, ce ți-ai dat seama azi? Emeralde, frate. Păi, nu. No. Găsești într-un sat ceva, că fără nu prea ai șanse. Hai mă, cât îmi trebuie? Îmi trebuie 3 pentru un pickaxe, așa -i? Da. Ok, deci eu deja am fac un pickaxe de iron, pentru că am găsit goldeanul, bineînțeles. Și că deja, eu am dat am armură și el își face pickaxe. E bine, dar tu ai goldean? Da. Bă, bravo. Dar atunci. Nu destul. Îmi mai lipsesc fix 2 bucăți de gold. A, bine. Nu-i problemă, o răsturnare de situație oricând se poate întâmpla. Da, 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 am găsit 3 bucăți suficient. Pun goldul la făcut. Îmi fac și foarfecă. Mamă, deci totul e ca la carte, numai că nu știu cum mai ies eu din mina asta întreg. Nu cred că mai ies. Una Bun. Bucată. Una bucată chestplate. Mamă, dar la modul serios, fără armură pe Minecraft ești... Pa, n-ai nicio șansă. Mi-am făcut și papucei, okay. Perfect. Light, nu știu cum, pam, pam. Aolo, pleacă de aici, copile. Ok, mi-au ăsta înapoi. Vină înapoi, copile. Mama, acum vin zombi pe mine toți. Ce se întâmplă, mă, de vin atâția zombi? Ok, deci am așa. Zi mersi că vin zombi și nu creeperi. Bun. Nu, acum trebuie să caut cumva o ieșire din nebunia asta, dar nu cred că am vreo șansă. Bă, emeraldele nu se spawnează la un la o zonă anume, nu? N-am nici cea mai vagă idee, sincer. Hai să vedem dacă reușesc să scau. Ba, am tot găsit o grămadă de gold, noroc că nu mai am nevoie de el. M-am ajuns aici. Știu că m-am aruncat într-o prăpastie ca să scap de ăștia. Dar nu știu cât de bine pe aici. Uite, pe aici am fost. Bă, dar mă mai duc mult în jos. Deci nu am decât să urc manual, pur și nu simplu. Pot bine, să cred că am găsit lapis, frate. Ce? Nu-ți trebuie lapis? Păi nu. Întotdeauna vei avea nevoie de niște lapis în viața ta. Ok, n-am decât să ies din mine pur și simplu săpând, că m-am pierdut rău de tot, din păcate. Să zic mersi că am supraviețuit. Și dacă nu găsesc stupul, asta e viața. Ce să faci? Așa era gol. O să mă mulțumesc cu asta. Ok, totuși am găsit până acum. Stai să facem așa, deci am asta, am asta. Ok, și urmează să mai facem rost de un obiect imediat. Bă, mamă, deci dacă găsesc stupul ăla, te-ai dus și gata. Dar nici nu mă stresez, frate, că eu caut lapis. Lapis, auzi. Alt. Nu pot să cred mai e mult lapis. Se găsesc pe la stratul cu diamantele, așa zice. Bun. Bă, dar explică-te stratul... cum funcționează, bă, ăsta cu mierea, bă. Ce strat sunt, frate? Azi, la 14, deci ar trebui să găsesc pe aici. A, diamante, hai, salut! Explică-mi cum funcționează stupul, bă. Un diamant, două diamante. Nu trebuie diamante, degeaba. Nu costă în lavă. Bă, câte diamante sunt, frate, aici. Bă, am găsit stupul. Încă nu este pic de miere în el. Ce pot să fac? Abandonează. Serios acum, cum se face mierea? Că cred că nu știm ceva. Pan, Damian, nu se poate, bă. Una bucată, două bucată. Cum să găsesc diamante, frate? Cum să explic eu cum funcționează mierea? Da. Nu! Okay. Ba da. Da, de ce trișez, frate? Se iau miere, nu știu ce se întâmplă, că nu se putem găsi miere niciodată așa. Îi prinde albine pe aici, dar nu... Opa, a murit. Forță! Ok, ce fac în această situațiune? Păi îți dai teleport la mine, că sigur nu știai coordonatele, și te duci sus cu spectator. Nu pot să cred. Da, în mod de spectator. Bă, dar nici nu făceam nimic când am murit, bă. Păi de nu aia pot să cred cât ghinion să ai. Deci pur și simplu stăteam pe loc, plimbam așa stânga-deapta câte un bloc și am picat în void, gen într-o de aia, nici nu mai zic. Sapă groapă, cum să găsesc diamante, frate? Doamne, iată-mă cât ghinion pot să am, deci nu se poate așa ceva. Stupul ăla de albine e pur și simplu blestemat.
Flapjack și Knuckles. Ok, deci până la urmă nu mi-ai explicat cum, care e faza la cu Cartoon Network. Deci nu cred că o să găsim în vecii vecilor un stup de albine, îți garantez. Bă, eu nu fac probleme, dacă am dat caut emeralde și găsesc doar lapis. Da, hai să iau și lapisul să vedem. Auzi că stupul trebuie să fie neacoperit. Bă, am găsit iar albină. Ok, albina asta trebuie să mă duc la un stup. Stai așa, că nu e așa. Deci trebuie să fie un stup aici prin apropiere dacă e o albină. Dar ce mă, dacă găsesc creeper pe aici înseamnă că trebuie să fie neapărat un stup de creeper? Da. Cum ar fi? Ar fi flapjack. Dar n-am răbdare să mă duc după albină în panda mea și eu văd că singur nu găsesc. Unde ți-i stup? Uite, uite stupul! Ok, e alt stup ăsta. Ok. Deci știu și eu că albinele au nevoie de flori ca să aducă miere, dar aveau flori și ciuciu. Bă, nu-i stup, cred că mi s-a părut. What? Bă, mă, mai... Cât lapis pot să găsesc, frate, în mina asta? Nu uitam. Nu înțeleg, pot să jur că am văzut un stup și nu-l mai văd. Știi ce mă oftic eu acum cel mai mult? S-a părut, cred că mai e. Că ai zis să facem o vânătoare de... de astea, cum le spune. De minereuri. Da, și am zis că nouă. Că ar dura prea mult. Am găsit diamante, lapis, gold, redstone, iron. Ce nu pot să cred că mi s-a părut cu stupul pentru că nu mai văd nimic. Nu știu ce am văzut. Am luat razna de tot. Am pierdut și albina aia. Bă, dar trebuie să fie un stup aici prin zonă. În zonă, bă. Hai să... Ok, măcar cu astea cum stau. Una, două, trei. N-am nevoie de asta. Ok, mai întrebe măcar doar... o bucată de frunză de la alt copac. Apare că găsim emeralde și nu o să găsim miere. Hai că, da, domnul, să găsesc emeraldele alea. O să găsim un sat ceva. Tu nu o să găsești la mina niciodată, aia e clar. Da, e că de că găsește emeralde dacă se duce la minat, da. Am găsit diamante, am un stă... Ce tai, mă, nemernicule, păi, în mine, mă? O să mori acolo, fă apare pe ce vrei. Da, bucată. Mamă, deci n-ai idee cât de ciudă mică am pierdut stupul ăla, mă. Ta! Cum, bă, îmi vine să plâng aici. În pangolinul o să plângă. Diamant. Oare în pădurea asta sunt stupi, mă? Nu, nici nu sunt flori pe aici, deci nu prea au ce să caute stupi. Bă, uite, flori. Mamă, îmi vine să strână, nu mai pot. Tapciu, noroc, sănătate. Nu, mersi. Doamne, deci efectiv nu găsesc nimic. La minat am găsit 7 emeralde și niciun diamond, dar am avut și o zile de alea, dar să fim serioși. Vorbim de Cătălinian. El n-are zile de alea. Ce taci mă așa, mă, că sar pe tine? Păi mă concentrez aici că e plin de lavă și de monștri și de chestii. Bine, și... o să mori, o să mori. Da, și mă întreb de ce mai strâng gold, că nu mai am nevoie. Am ajuns la zăpadă, e bine. Fix de baie am de zăpadă, aveam nevoie. Găsesc, fre- bă, da, găsesc câteodată niște chestii. Dacă trebuia să le caut, nu le-aș fi găsit în viața mea. Hai de cap, nu ce frate aici. Ce e acolo, bă? Mulți monștri. O să găsesc baian cu zăpadă, bă, n-ai cum așa ceva. Dar un stup, ceva, un alt copac. Nu ești tu destul de copac, am și uitat să caut frunze. Am 3, de-aia am zis să căutăm 4, că 3 sunt foarte comune, dar al 4-lea e mai greu de găsit. Hai să ies din mina asta, că n-are rost, n-am găsit nimic. Bă, măcar sat de-aș găsi, mă, că sat am șanse să găsesc oriunde. Vai de capul meu, că văd numai... Deci cât mă uit în față, văd doar... Am căzut într-o apă. Iar era să mor, eu nu cred așa ceva. Bă, dar cât să fii de paletă, bă, să mă... Bă, mergeam pur și simplu drept și am căzut dintr-o dată, m-am speriat. Aoleo, bă, dar nu mai am noroc pe episoadele astea. Nu pot ieși de aici acum. Mi s-a dus norocul de pe episoadele astea, nu pot să cred. Bă, am zis că o să dureze o oră clipul și nu am exagerat, cred că chiar o să dureze. Și tocmai s-a abonat cineva la mine acolo, mamă. Mi-a apărut și pe mare episod. Abonat. Bă, dar... Bafta lui dacă s-a abonat pe episod. Episod. Băi, eu sper că n-am nimerit de sap chiar într-un munte, că totul sunt deja la stratul 63 și tot n-am ieșit afară. Bă, eu sper că ai nimerit. Și eu sunt la stratul 63, care sunt șansele? Eu mă duc tot în sus. Cred și că fapt de vezi la stratul 60,
La stratul 70 deja ninge. Adică ești foarte sus mai pe românește. Hai că am ieșit într-o altă peșteră. Într-o altă viață. Peșteră în peșteră în peșteră. Eu văd numai zăpadă cât văd cu ochii. Nu o să mai scap de ea niciodată. Sunt pe munte, deci nu găsesc nici sat pe munte, nu găsesc nici albine. Deci e clar. Ba uite, în sfârșit niște dirt. Măcar un alt copac de-aș găsi, mă. Taoleu. În sfârșit, aer. Ba, da, toai de capul meu, uite unde am putut să urc, frate, aproape. Unde, mă? Nu mai zic nimic. Ce, mă? Ai murit și tu? N-am murit, mă, dar... Păcat. A trebuit să sap tot muntele ca să poți să ieși la suprafață. Mai bineînțeles, pățești? Eram câteva blocuri distanță de... Dar fi trebuit să fiu... Mă, cobor și eu de pe munții ăștia, mă. Bă, hai să luăm niște frunzișoare. Nu o să găsești mai mult de 3, zic eu. Opa, satul. Zi, te rog, că nu a fost explorat, te rog, dacă găsesc emeraldul, mamă. Bă, du-te-mă de aici. Poate, uite și stupul, nu-i stup. Bă, iar am văzut o chestie care mi s-a părut că e stup, bă, am probleme mentale, cred că. Ai probleme mentale? Doamne, unde-ți, mă, albinilii, băi? Și păcușii, băi. Foarte la stupul, mi-e ciudă, mă. Ascunsă-și albinilii, băi. Hai, cum am pierdut eu stupul ăla. Bă, casa asta e explorată, bă. Hai afară, satul, la adică. Zăpadă. E o casă distrusă. Două case distruse. Uite-i, mă, foarte ca... Uite aici. Ok, deci asta doar un abonat o putu face oricum. Bă, la ce coordonat este? Bă, dar tu unde te-ai teleportat, bă? Păi oaie, nu știu, bă. De ce, unde ești? Păi suntem foarte aproape de sat. Te-ai teleportat la 300 de blocuri? Nu, am teleportat minus 10.000 și nu știu cât. Cum? Că eu sunt la minus 300, e aproape de casă. Bă, înseamnă că a fost bug și nu există 10.000 cât am dat eu și m-am teleportat altul. Probabil ai dat 1.000, nu 10.000. Nu, am dat 10.000, vezi că am încheiat acolo. Păi sunt foarte aproape de casă, bă, și aici nu există sate, asta e problema. Toate satele sunt explorate. Ta, păi și atunci ce facem? Dăm teleport random iară? Nu știu ce să zic. Tu la cât ești? Eu sunt la... minus 1260. Na, nici tu nu ești foarte departe. Eu cumva am reușit de m-am dus tocmai către casă. E vina ta, frate. Din vina deci ta. Uite, bă, că am găsit floare roz, bă. Ce să faci cu floarea roz? Bă, ai rămas în urmă, frate, au fost... Episodul anterior era cu floarea roz. Da, știi ce nasol? Că pentru mine arată toate frunzele la fel acum. Păi arată la fel, dar te iei după copaci. Toate sunt la fel. Fiecare copac are altă frunză. Interesting. Nu o să găsești numai spruce, oak și delea albe. Bărci, birci. Sau poate. Mă, cred că mă îndepărtez totuși măcar de casă, dar problema e că toate satele pe rază de câteva mii de blocuri sunt explorate, garantez. Mii de blocuri? Acum, cred că mă întorc cumva, deci cred că efectiv mă învârt în cerc, exact ca pe episodul anterior. Păi ție așa-ți place, mă, să te duci în aceea sună și de fiecare dată. Uite, bă, zic că-i stup ăla, te rog, zic că nu mi-a supărut iar. Ba da, mă, mi-a supărut iar, taie de capul meu. Bă, aici unde caut eu sigur nu o să fie stupi, dar măcar am luat o frunză. Ai ajuns tu la zăpadă? Da. E bine, mă învârt cred că de 20 de minute numai la zăpadă, unde nu găsesc absolut nimic din tot ce vreau eu. Bine. Și satele la minus 10.000 sunt explorate de mine. Bun. Forță. De capul meu. Joacă cu abonații, o să fie distractiv. Joacă cu abonații, că nu te mai lasă să faci nimic și tu. Bă, sincer, lumea asta a luat-o rău de tot razna cu abonații. Adică eu n-aveam nici casă construită și ei aveau armură de netherite. Dar aveau stack-ul de netherite. Am găsit o vulpe în mijlocul unui râu, vânează caracatițe, ce face, frate? Nu știu de ce am impresia că am ajuns de unde am plecat. E bine, măcar să nu fiu singurul, paletă. Nu, adică era gen vulpe. De unde am plecat de la început. Bă, am găsit un gang de vulpi. Numai vulpi aici. Bă, parcă văd că o să-mi spun abonații acum, bă, nobule, ai trecut pe lângă 10.000 de feluri de frunze. Crepetă, te uiți după copaci, mă, ce e așa greu? Păi nu știu, frate. Aoleu, nu știi. Toți arată la fel pentru mine. Aoleu, cum să arate, mă, la fel?
s-a făcut, Există, bă, deci vreau și un bani, dă-și tu un time set, dă-i ceva. Tot eu, păi, time până set, când? Dă-i ceva. Uite, cred creeper. Hai că weather da. Clear, ce faci, frate? Gata, frate, ce ți-ai luat om acum? Am de la meteo? Am de zăpadă, păi da. Ploaie, unde ploaie, măi, dar mă, că la noi nu ploaie. Deci eu cred că o să mă întorc din nou spre casă. Cred că o să ajung la casă la un moment dat. Hai că da, deci cum era să dăm teleport random și spuneam care ajunge prima acasă? Am găsit urs polar, măi. Păi da, e pe listă. Doamne, iartă-mă. E pe listă, dar nu pe lista asta. Cum să găsesc urs polar, mă? Și să nu găsesc un stup de albine, o ceva, orice. Opa. Am luat razna de tot. Ce, și o să mă tot îndrept spre coordonatele casei, cred că. Vezi peste tot albine, mă? Iar, uite, iepuri. Iar urs polar. Mamă, că vreau să realizez că n-am mai găsit nimic de 20 de minute, cred că. Păi, filmăm doar de 25 de minute și am doar un pleasure plate, 3 frunze și o cărămidă. Exact așa și eu. Și diamante, bineînțeles. Mă, bravo, n-ai ce face cu ele. Eu mă tot plimb pe biomuri de zăpadă în continuu. Numai zăpadă, cât cuprinde numai zăpadă. Mamă, stai că... De fapt nu mă ajută cu nimic. Stai, ce trebuia să mai găsim? Emerald, miere... What? Deci emerald și miere mai pe scurt. Ah, era vulpe, nu știam ce-o leșinat acolo, portocaliu. Era un bloc leșinat și nu știam ce s-a întâmplat. Ia că am găsit iar o fortăreață din asta. Ai, gol, bun! Realizez că la modul serios nu o să avem nicio șansă să găsim nimic. Pentru că absolut toate satele și absolut toate chesturile de pe lume sunt explorate deja. Păi da, frate, dar ce să fac dacă tu te duci tot acolo? Cum adică tot acolo? Adică spre casă, domnul, o să te îndepărtezi, te apropii eu cumva. Mă îndepărtez acum la altă coordonată. Păi eu imediat sunt la minus 2000. Tocmai au zis aici dacă... Și nici măcar nu m-am uitat. Stai că m-am luat cu altele. Nu, Brunei, nu poți să faci stup. Stupul nu se craftează din câte știu eu. Ba, nu se craftează, dar poți să ai șansă să-l apară. Nu, Brunei. Ce mă, dacă pui flori apare stup? Da, mă. Nu, e altfel. Trebuie să pui un copac, trebuie să pui o floare în spatele copacului la vreo 4 blocuri sau 2 blocuri, nu mai știu exact, la 2, cred că. A, știu că mi-a arătat Costin odată, exact. Eu șmecherie. Și dacă ai baftă de... șanse extrem de mici. Da, e un procentaj, să se spawneze copacul. Mai degrabă caut eu decât să spawneze așa. Da, că n-ai nici bun mil, n-ai nici flori de spune, nici copaci. Aida Diminescu suffocated in a wall, s-a sufocat într-un perete, oaie. Cum o pica nisipul pe ea. Tu, am picat nisip, da, sau gravel sau ceva. Cum reușim, mă? Iar am dat de zăpadă. Nu sunt mici șansele, da, nu-s mici. Știu că am încercat eu cu Costin odată un episod și am renunțat până la urmă, pentru că nu am reușit să facem. Cel puțin așa țin minte. Păi eu m-am sinucis, auzi, mă. Cred eu cu Keep Inventory. Merge treaba. În fine, oricum nu mai știu cum se face chestia aia și oricum nu aia e cea mai mare problema noastră. Problema e că nu avem cum să găsim emeralde și nu o să mă crezi până o să filmăm o oră și o să vezi că tot nu am găsit. Poate de episod de o oră. Păi tot nu o să găsești emerald. Pentru că toate satele sunt explorate. Hai mă să ne dăm teleport random acum. Da, dar trebuie ceva departe. Gen 20.000, poate pe acolo poate nu 25.000, dar stai să vedem înălțimea. Hai că te încerc eu. Uite, am găsit iară ceva construcții făcute de ei. Nu pot să cred, bă. Când au avut timp să verifici atâta. Zeci de mii de blocuri. Doamne, iartă-mă. Mă, dar biomul de zăpadă e infinit. Okay, realizez că mă plimb de 20 de minute în biom de zăpadă. Hai să vedem, de sun la teleport minus 25 de mii. Dar nu trebuie să dai cu minus. Bă, vreau eu minus cu... E bine, ești pe plus. O 77, număr asta 77 cu 100, nu e ok, 100 cu 140, 1400, bă, cu cât să-mi dau, mă? Ha, mă, leu, nu știa să dea bine, telecomunie cu 100 cu 90. Și m-o dat... Bă, nu-mi date pe, nu-mi date pe, că am găsit ceva. Da. Ai murit. Bine. Stai să văd coordonatele. Dă-ți și tu TP pe creative, paletul. Palete, mamă, bine că am zis și eu să nu dăm, să nu ștergem Keep Inventory. Nu pot să cred că și ăsta e prea înalt. Da, dă-ți mă creative, mă. Dar nu-mi dau... Bă, și ăsta e prea înalt.
Stai că am ieșit din zăpadă, în sfârșit, fii atent, antena de nu găsesc tot ce-mi trebuie aici. Ce-mi trebuie, copile? Gata, ia să vedem, 1, 2, 3, 4. Cu părere de rău, am mai găsit un tufiș. Deci îți dau teleport. Adică. Vezi că am găsit ceva aici, dar n-avem voie să-l luăm, că am dat TP chiar lângă el. Poți să-mi dai TP. TP, Ovidiu 700, Cătălin. Hai să vedem de curiozitate ce e acolo. Fă apare pe ce vrei că ai explorat. Fii antena. Nu, că e goldul acolo în lavă. Bă, dar asta e mai ciudat. Unde e ce este? Unde e ce stă, nu? Nu știu, dar vezi gold. Uite aici ce stă, nu? E ceva în el. Mamă, un măr încantat. Bă, nu fai deci nimic cu mărul ăla, dar deci înseamnă că nu am fost nimeni aici, bă, ăsta e un semn bun. Am luat mărul ăla, e primul măr ce l-am. Clear. Game mod. Bun, deci acum oficial avem șansa să găsim ceva neexplorat. Gata, frate, du-te. Bine, m-am dus. Parcă vezi că mă duc spre casă. Băi, am luat mărul ăla încantat. Bă, tu ai luat frunzele, bă. Da, am găsit frunzele. Tot mai trebuie o grămadă de chestii. Stai mă, ce mai trebuia? Deci frunze am, pressure plate am, cărămidă am, mai trebuie sticlă cu miere, am deja sticlă, mai trebuie doar un stup. Iată, un emerald. Tot nu-mi dau seama care ar fi celălalt copac de nula. Ăla gros, de exemplu. Ăla negru, mare, gros. Sau ar mai fi ăla din savană. Da, mă, ăla din savană. Mă. Sau copacul de plastic. Da, am auzit de el. Ăla e foarte rar. Sau copac din ars. Junglă. Sau copacul la ars. Sau copacul din quartz. Sau copacul de panda. Hai să vedem care sunt șansele să găsim încă un stup. Începem căutarea numărul 2, practic. Stau și mă gândesc, cum e posibil să găsești un stup și să-l pierzi? Dar oricum nu aveam miere în el. Da, dar tot avem mai multe șanse să facă miere. Am fost cinstit acolo cum am căzut. Poți să te uiți pe episod să vezi că de sec am căzut. Stăteam așa aiurea să văd ce se întâmplă, pac, m-am trezit că am căzut. Asta e viața. N-am zis-o degeaba cu o oră. Da, nici nu mă las până nu o găsesc. Cel mai hardcore. Trebuie. Nu găsim stupii în vecii, vecilor, amin. În sat tot găsesc eu, mă. Hai că am găsit sat o grămadă până. Da? Și eu, ia uite satul. Uite satul, bă. Iar am murit. Ce sat, mă, că nu știu. Mama, am găsit un baie. Ia uite stupul. De data asta nu mi se pare că văd albina. Da, au găsit stupul. Paletă norocoasă. Hai să fac pariu că nu are miere nici ăsta. Cum ziceam, nici ăsta nu are miere, bă. Cum, bă? Sunt într-un baie de flori. Deci sunt miliarde de flori aici și tot nu este miere în stup. Să îmi explice cineva cum apare mierea în stup, vă rog. Bă, cred că au intrat albinele, două albine în stup și totuși încă nu-i miere. Bă, nu știu cum ar trebui să iei miere. Dar poate facem noi greșit, poate nu așa se ia. Bă, le-mi fi rușine de mine, mă. Bă, încă un stup. Bă, unde ești, mă? Și ăsta e gol, mă? Bă, n-ai cum, bă. Unde ai plecat? Uite, cred că aici. Am găsit trei stup, toți trei goi, bă, n-ai cum. Uite, eu n-am văzut albina. Cum arată unul și l-a găsit trei. Ok, deci albina asta avea miere. Am văzut-o foarte clar că a avut miere și a intrat în stup. O să stau și o să mă uit la stupul ăsta timp de 20 de minute până îmi dă ceva. One eternity later, vine-o și fur. Și că dacă nu sunt albine, nu e miere, zicea ei, dar la tot stupul a fost albine. Stau cu sticla aici sub el. Poate îmi pică și mie niște miere. Cum se face, mă? Mai caut stup, n-aș mai căuta, mi-e frică să nu... Stai că mă tot plimb de la unul la altul. Bă, pe mine deja mă enervează, mă, nu găsesc nici baiul ăla cu flori al tău. Ok, stai că dacă stau aici, văd ambi stupi. Auzi albine, deci aud albinele din el, nu pot să cred așa Forță, ceva. Forță, se abonează lumea la mine, frate. Mai am vreo unul pe undeva, mă? Dă-mă, știu, un time set day, mă. Da, dă-mă, frate, ce ți-ai luat, om? Bă, se aud albinele în stup, dar nu lasă pic de miere, mă. Eu nu găsesc. Bă, cine l-a educat așa, mă, să-și consume mierea? Ce fac, mă, le mănâncă ele? Party cu albine și cu miere, lalele. Plin de lalele, lalele. Nu mai înțeleg, mec.
Dar ce avem noi acolo? Mamă, avem un nou subscriber, bă, taul, l-am nebunit. Subscriber, forță, felicitări, poți să-i spui numele ieși... pe episod. Nu pot să cred, a ieșit și tot nu a făcut nimic. O mai ieșit una. Bă, se duc cu... Nu, bă, ce se întâmplă, ce nu știm, bă? Deci, se duc albinele cu miere în stup, ies din stup, tot nu-i miere în stup, bă. În niciunul dintre ele. Deci ceva facem greșit, dar nu am idee ce. Nu o să putem la miere niciodată. Bă, ar putea să ne spun abonații acolo la tine. Zice cineva, trebuie să fie un player ca să se facă miere. Zona asta, înainte să vă teleportați, nu exista. Păi ok, și eu nu sunt player. Stau aici lângă stupii ăștia, ar fi nevoie de timp? Și... Bă, dar eu n-am găsit un stup, frate. Ah, stai să... De fapt nu mai am nevoie de diamond. Aia fix de asta aveam nevoie. Da, un col de diamond. Mama, de nu distrug eu stupul ăsta și iau stupul. Primul de 35 de minute. Că este important să plasați un foc de tabără. Aia e ca să înainte nu... de a recolta. Păi da, înainte de a recolta. Aia e ca să nu te ataci albinele. Că dacă le iei miere, te atacă. Pe mine nu mă interesează, poate să mă atace, numai să-mi dea miere. Băi, am găsit biome de flori, bă, dar... Încă un stup, deci 3 stupi am găsit, niciunul n-are miere. Hai, bă, mă enervez, mă, cu stupii ăia tăi, mă. Mă tot plim pe aici, la un moment dat, dacă stau prin zonă, se întâmplă ceva, logic, nu? Ok, o dat... Weather, nu weather, time set day. Nu vreau să mă atace și scheletonții. Hai că nu dau de mlaștine, super. Iepure! Ce caută, băie, iepurele ăsta aici? Doamne, nu mai înțeleg ce găsesc pe aici. Am intrat în laștină. Un sapogroapă, Uite, ziceai, a? O să fie amuzant. Hai să dăm miere și emeralde pe care le-am găsit în fiecare episod. Aolo, mă atacă toți scheletonții din lume. Nu-i bine, nu-i bine? Bă, de fapt, ia stai, că... Când se face noapte, se întorc albinele în stup. Da. Uai de capul meu, stă suflet. Dar nu știe că mă recoltam miere. Am văzut. A intrat albina cu mierea în stup, a ieșit fără miere și în stup tot nu era miere. Să-mi explicați voi asta. Cum să-ți explică, mi-a stat inima, a bubuit un creeper lângă mine, noroc că am avut armură. Acum a bubuit și la mine un creeper. Bun, poc creeperul. Uite-le, mă, că nu fac nimic, stau degeaba. Mai știi ce ziceai? Uite, ai văzut-o? O intrat cu miere în stup. Fii antenă că nu o să lase miere. Mamă, stai că sunt deștia pe aici. Scheleton, tu. Mai știi ce ai spus la început acolo? Să nu punem piston, că nu găsim mlaștine și de ele. Vreau să mă plimb prin mlaștine. Bruni, sunt flori aici. Tu nu vezi câte flori sunt? Taolo, bă, dar cât de greu moare un scheleton! Bă, ce floare e asta, mă, care... Ea n-a vreo 6 bucăți, nu moare. Dar ce interesant, îmi place cum arată floarea asta. Deci, noi uităm la acest stup în continuare. Sunt flori brune cu nemiluita. Rain. Hai, mă, să pornim cu ce floaia. Bă, eu mă ne... Când e vreme ploasă sau noapte? Păi este deja în stup. Uite, a mai intrat una. Dar nu fac miere, mă, cum funcționează mierea, mă. Mierea. Trebuie să le lași intimitate, nu să stai tu ca un panda gras. Da, 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 așa stau și mă uit la stup, până iese miere. Ha, săracele albine. Și zicea că procesul durează timp de 2 minute. Hai că 2 minute, da. Hai că nu e ca și când ai fi de 40 acolo. Nu aștept de 10 minute aici. De două ori o intra, bă, cu mierea în stup. Bă, ce fac astea cu mierea, mă? Ia uzi, și că vreo 10 albine trebuie să intre cu polen de vreo 3 ori fiecare. Ia uzi, oaie. 95 ani. Și asta înseamnă că trebuie să stau efectiv 5 ani la stupul ăsta până... Și pe ploaie nu lucrează albinele, mă, bun. Tocmai că vin în stup. Îți pui coordonatele, te duci și mai cauți altceva și mi le dai și mie între timp. Da, da, da. Și eu mă duc și strâng mierea și tu stai liniștit. Nu te chinete. Ai bine, și n-am făcut nimic în 39 de minute aproape. Poate tu.
Eu mai am nevoie de... amândouă fără miere, mă, ta. Deci trebuie să așteptăm să bagem multă miere în stumă, asta e faza. Uite, stau amândouă aici la floare. Vezi, bă, n-au flori, n-au treabă. Și că dă-ți miere din creative, îmi zice cineva. Iar a intrat. Încearcă să le înmulțești, uai, hai că știu cum se înmulțesc. Albinele, mă, mă. Florile înmulțești. Bă, mierea, bă! Văd miere, la orizont. Ai gata. Am luat miere! Deci cu mierea aia e câștigat. Gândește-te că atâta timp n-am găsit un singur stup. Am luat mierea, am luat mierea. Bine, am fugit repede că mă atac albinii. Care șansele să găsești vreo 4 stupi și eu nici măcar unul? Bine! Mamă, cum vin albinele pe mine? N-a bucat acum. Mamă, mă simt ca în filmele horror, când vin 3 albine așa după mine. Nu păi, dar nu le omor eu ca să nu mai facă miere? Piu! Ok, deci mamă, noua mea deci misiune... ai dat ține cu tine. Fua. Noua mea misiune după 41 de minute este să caut un sat ca să găsesc un emerald. Pentru că altfel nu am nicio șansă să găsesc emeralde, bineînțeles. Deci, ca să-ți faci o idee, n-am găsit până acum nici un sat măcar și nici un stup. Eu am găsit un sat explorat. Bravo, vițe. Nici un stup. Care sunt șanse? Bă, deci nu m-am bucurat în viața mea așa să văd, să văd niște miere. Taoleu. Și ghiți ce, am luat miere și aveam 3 sticle la mine. Și mi-au aruncat sticla cu miere pe jos și eu trebuia să fug, mă atacau albinele. Și era să pierd sticla cu miere. Stai să mai arunc din item, vedeți, este inutile, bă. Uite așa, uite așa, și așa. Wow, aleu, că am trecut pe lângă 10.000 de stoluri de frunze. Am găsit o bărcuță, bă. Dacă am norocul să găsesc în bărcuța asta, mamă. Hai să stol vedem. De frunze și de flori, eu nu găsesc o tufă de asta să-mi dea miere. Stanule, deschide-te. Hopa! Ce crezi că am găsit în acest cestan? Să nu zici că e primul emerald. Nu, 6 emeralde. Super! Păi ce mai tău? Cum să găsești și mierea și emeraldele în 2 minute pe amândouă, așa, pam, nu trebuie să mai cauți nimic acum. Păi gata, am câștigat. Ce mai ai de căutat? Nu mai am. Stai să vedem. Am a, păi nu știu ce mai trebuia de căutat. Deci, un emerald am 6. 4 tipuri de frunze, am 4 tipuri de frunze. Dark oak, spruce leaves, oak leaves și birch. O sticlă cu miere, o am aici. Ce baft are paleta, mă. Un treasure plate de gol și o cărămidă, le am și pe astea. Bine, obițiene! Deci în 40 de minute mi se pare imposibil, uite-te, să nu găsești un... Nu cred. Deci nu cred că aici este. Ai găsit stup? Bă, că nu văd niciun. Ah, nu, era doar o floare galbenă. S-a părut și ție. Și mie s-a părut de 10 ori. Bă, cât deci noroc am avut cu baia mă ăla. Plin de frunze pe aici și nimic, frate. Nu, hai să-ți arăt ce am, copile. Nu vin, copile. Frate. Hai aici, hai să fie mai deschis. Hai să fac și un cestan de la baban. Mama, cât mă uite-te, bucur! Bă, deci stai că am găsit primul sat. Nu pot să opresc episodul până nu explorez, să văd. Uite și, uite și albina. Doamne, uite stupul. Da, dar are miere? Nu știu, hai să văd. Dacă nu are miere, e degeaba. Păi se vede fizic. Nu, nu are. Nu are miere. Deci n-ai făcut mare lucru că ai găsit stupul, dar totuși importanță, ai găsit primul stup găsit după 43 de minute. Și satul, hai să vedem 4. În sat. Găsesc emeralde. Și cel mai probabil și celălalt stup urma să facă miere din moment ce a făcut ăsta. Cum ar fi să fie și miere prin sat? Dar nu, că n-ai șanse. Da, nu se spawnează, dar un emerald, să mă știu eu acolo. Măcar că am pierdut bă, la și nu vine să crezi 6 emeralde dintr-o bărcuță. Uite un copil! Copile! Copile, lasă copilul în pace. Mama, îți bate copilul. Fii atent ce am aici. Nu pot să cred. Ia să vedem. Ia uite-te. Ce? Uite-te, uite-le aici. În fața ta. A, o găsit și el emeralde? 4 emeralde și mierea era lângă mine. Era doar o chestiune de timp acum. Bine. Uite și acolo o chestie din aia de Nether. Bă, cum se face că găsim tot acum instant? Nu se poate așa ceva. Bă, dar după ce am căutat 40 și ceva de minute, n-am găsit nimic. Bine. Deci probabil episodul meu va fi editat și va avea vreo 20 de minute, dar ca să știți, am căutat 45 de minute după
tupul de albine. Probabil episodul meu nu o să fie editat, o să-l las da, așa. Da, și o să vedeți la el acolo, da. Și o să vedeți totul complet, cum s-a ofticat Ovițeanu, că a murit și eu, că am pierdut okay, chiar la limite. Căscuță cu fire protection-ul, iau, mersi. Feather Falling 3, merge treaba. Le pun pe mine. Bă, da, weather clear. Tp, Cătălinian, eu nu le-am arătat la abonații tăi ce am găsit, hai de aici. Bă, nu mai fugi mă de mine, mă. Nu, câine. Mă, nu stau. Câine, hai mă, sară. Acolo era stupul? După o să zici că am trișat. Unde era stupul? Să mă pun bă, unde emeralde. Ce aici? Ha. Deci trei emeralde. Plin de emeralde în satul ăsta. Deci care erau șanse? Total. Am un bloc de emerald, oaie, nu pot să cred. Bă, vii să-ți arăt sau nu? Două secunde, hai după mine un pic, te rog. Oricum editezi episodul. Dar vreau să-ți arăt. Nu, hai și arată. Tu pe Cătălin. Nu fi antena. Hai să vedem. Emerald, am 9. Păi pune chest, tu ai. Ce chest, mă? Mi-a vrea chest acum, mă. Păi, parcă... Ia uite aici. Vreau mă încoace, mă. Deci, stica de miere, frunzele 4 diferite, cărămida, pressure plate și emeraldul, da. Nu ți-l las ție că-l iau. Easy, 4 frunze diferite, cărămizi fără... Câte frunze stat el să ia oaie? Doamne. Uite și mierea. Da, am băut-o că sunt un urs, ce să fac? A, bine. Deci stat el să ia... Uite-te, am găsit bun. Diamante, emeralde... Deci cam acesta a fost episodul, m-am distrat pe cinste, l-am distrus pe Cătălinian. Stai, să văd dacă s-a apărut mierea aici. Vă mulțumesc super mult pentru vizionare și noi ne reauzim data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!